În această perioadă, magazinele mixte din țara Făgărașului sunt în vizorul polițiștilor. Ei au luat la puricat actele firmelor, marfa, dar și documentele angajaților. De asemenea, oamenii legii din Făgăraș au demarat operațiunea Zilierul pentru a-i depista pe cei care sunt certați cu legea. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Făgăraș sunt puși pe fapte mari în această săptămână. Zeci de magazine din zona municipiului nostru, dar și din comunele învecinate, sunt verificate la sânge. Ei au în vedere în special combaterea fenomenului de contrabandă cu țigări, dar și legalitatea în care este angajat personalul acestor unități de alimentație publică. Biroul Poliției Rurale, împreună cu Biroul Investigație a Fraudelor, au desfășurat acțiuni de prevenire și combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală, mai ales pe partea de tutun, pachete de țigări netimbrate, alcool. Angajații care lucrează fără carte de muncă. Nici polițiștii de la Biroul Rural nu au stat săptămâna aceasta. Ei au demarat acțiunea Zilierul. În acest sens, toate persoanele care sunt angajate cu ziua au fost verificate. Se verifică persoane care lucrează cu ziua și se fac verificări la identitatea persoanelor ca să nu fie date în urmărire persoane suspecte care se sustrag unor mandate de executare judecătorească, persoane condamnate care se sustrag executării pedepsei și persoane care sunt în vizorul poliției. Aceste acțiuni se vor desfășura și în următoarea săptămână. Până acum, mai multe persoane juridice au fost amendate pentru ilegalități în acte și chiar sunt cercetate pentru evaziune fiscală.